Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să reascultăm din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 4 la versetul 14, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 952. Evanghelia după Matei, capitolul 24, începem citirea cu versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scura mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, este ultima slujbă programată în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc de ospitalitatea, căldura și respectul de care ați dat dovadă ori de câte ori am fost la slujbă împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc de modul în care ați slujit Domnului și ați cinstit numele Domnului, cât prin prezența dumneavoastră, cât prin disciplina pe care ați arătat-o în biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ne vom mai revedea când Dumnezeu va îngădui să ne vedem în casa Domnului, să fim împreună. Până atunci, fratele YouTube ne ajută să ne mai vedem, să fim pe aproape unii de ceilalți și lucrurile acestea ne fac să ne știm mai bine așa. Te știu, frate, de pe internet, de pe site-urile respective sau pe canalele fraților care prezintă lucrurile acestea. Pentru cei care n-au fost la slujba de aseară, aseară am început să vorbim despre vremea sfârșitului. Pentru că lumea se îndreaptă ca într-o pâlnie așa și știți că câtă vreme pâlnia e la început, este un loc mai larg, așa te mai întorci, mai... dar pe măsură ce trece timpul, intri în pâlnie și nu mai e loc de întors. Ești purtat de curent spre o singură direcție. La momentul actual a fost un timp când am intrat la pâlnie. Eu spuneam că înainte de pandemie, dar de la pandemie încoace lucrurile au început să se îngusteze din ce în ce mai mult și merg pe anumite direcții. Finalitatea este sfârșitul. Credincioși așteaptă momentul. Sfârșitul nu înseamnă să sfârșește cu apartamentele mele, oricum se termină. Sfârșitul nu înseamnă că se termină cu mașinile mele, se termină oricum cu ele. Sfârșitul înseamnă că vine Iisus Hristos și împărăția Sa. Și marea problemă este că totdeauna când ridicăm problema aceasta, ridicăm problema dacă aparții de acea împărăție. Îți place să fii pe lângă împărăție, îți place să fii lângă împărăție, dar nu în împărăție. Împărăția aceea are un împărat care e mai presus de împărăție. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și foarte important pentru fiecare ființă umană, dacă l-are pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru că sfârșitul a tot ceea ce știm noi la momentul actual va veni, lucrurile se arată. Aseară am vorbit despre climatul vremii din urmă și primul lucru pe care l-am subliniat noi aseară a fost faptul că se întâmplă ceva unic în istorie, zilele sunt scurtate. Adică percepția asupra timpului este schimbată atât de mult încât trece foarte ușor. Mai ieri erau sărbătorii nașterii Domnului și uite că mai este puțin și iară din nou. Totul trece foarte rapid, ziua trece rapid, timpul trece rapid. Cu toate că trăim aceleași 24 de ore, totuși timpul, percepția asupra timpului este foarte rapidă, pentru că zilele din pricina celor aleși vor fi scurtate și din cauza programului pe care îl avem, a proiectelor pe care le avem, a viselor pe care le avem. E foarte important pentru noi să ne dăm seama că nu vom realiza tot ce dorim. E foarte important să ne dăm seama că de multe ori alergăm după o himeră, după un vis, după o casă pe care am văzut-o într-o revistă. S-ar putea să nu ai niciodată. Întrebarea care se pune, ți-ai prioritizat lucrurile? Băi, casa nu o să ai, jeepul nu o să-l cumperi, nu o să-l ai tu niciodată, nu o să ai lucrurile pe care le-ai visat, dar o viață liniștită ai? O familie liniștită ai?
Sunt lucruri mult mai ieftine lângă tine. Și de foarte multe ori apreciem lucrurile, cum vă spuneam aseară, după ce nu mai sunt. Dar ce bine este să te trezești din timp și să vezi că ai comori lângă tine care sunt mai valoroase ca mașinile, ca și casele, ca și conturile bancare. Ei sunt oamenii de lângă tine pe care i-a așezat Dumnezeu. Îi cunoști? Îi știi? Îi poți pricepe? Ni s-a mai dat un fel așa, că multă vreme n-a fost. Ni s-a dat așa ceva pentru vremea sfârșitului ca să ne ocupe timpul, și anume telefoanele, tehnologia. Stăm toți pe... Spunea cineva la un moment dat că la un băiat de 18 ani dintr-o familie s-a căzut curentul, a căzut telefoanele, totul, și fiindcă n-avea ce face, îi povestea la un prieten lui: domnule, ieri ni s-a luat curentul și n-am avut semnal la telefon, rețeaua tot a căzut și n-am avut ce face. Am vorbit cu părinții. Știi că sunt băieți faini? Pentru că până atunci, până la 18 ani, nu știa că sunt băieți faini. Până atunci stătea doar pe telefon. De foarte multe ori nu pricepem cine e lângă noi. Nu pricepem ce visuri are, ce speranțe are, ce dorințe are. Și mergem capcana asta. Corespondăm, comunicăm foarte mult pe sistemele de sociale. Când devenim față în față cu cineva, ne bâlbâim. De aceea e și greu pentru băieți să însoare și pentru fete să mărite. Pentru că pe WhatsApp vorbim că cu tare, nu știu ce, când apare în față, începem o vorbire foarte fluidă așa. Și la un moment dat nu știi ce vrea, nu știi ce gândește, nu poate exprima. Ori te-aș ruga tare mult. În fața timpului condensat, te-aș ruga tare mult, pune lucrurile în ordine, pune-ți priorități, priorități corecte, priorități viabile, priorități care să atingă veșnicia. Doamne ajută! Amin. A doua provocare a vieții acesteia este panica și stresul, care n-a fost înainte. La momentul actual există stres și panică din orice. Foarte multă vreme s-a considerat că pentru a muri trebuie un motiv serios. Adică trebuie să ai comorbități, trebuie să ai boli ceva. De o bucată de timp există morți subite. Dacă ați auzit de el, e un termen nou, apărut la medici, când ca și cum mori sănătos și n-au explicați. Și ca atare se cheamă moarte subită, adică nu știm de ce ai murit, dar uite că ai murit. Ori, stimații mei, lucrurile acestea produc foarte multă panică, că până acum era legal, a murit cu tare, dar ce a avut? Păi, a avut și prezintă o anumită boală, prezintă un anumit timp în care persoana respectivă a zăcut, a bolit, a fost prin spitale și logica este că a mers pe direcția asta unde n-ai avut ce face. Dar când respectivul prezintă cât de sănătos de să se alegi, să faci jogging și în timp ce aleargă, cade la 40 de ani jos și moare, cu analizele făcute ieri perfecte, toată lumea întreabă, ce e asta? Moarte subită. Te poate aștepta fără motiv după colț. Și lucrurile acestea produc panică pentru oamenii care spuneau, am abonament la viață de 120 de ani. Produc foarte multă panică. Ori în panica aceasta pe care o avem, a viitorului copiilor noștri, oamenii se stresează foarte mult. Există o rată a sinuciderilor care crește în mod special pentru bogați. Și lucrul acesta uimește pe psihologii lumii care n-au explicații. Nu numai atât, vorbeam de tineri care sunt în căutarea identității lor, adolescenților care intră în anumite stări de deznădejde, ca să nu spun vecinii cu depresia, descurajarea completă. Și lucrurile acestea aduc panică în familiile din care fac parte. Soluția este una singură, frații mei, și anume rugăciunea. Rugăciunea presupune că intri în audiență cu cineva care are toată puterea. Dumneavoastră, în Anglia aveți un rege. Ca să te întâlnești cu regele Charles, parcă îi spune, ca să te întâlnești cu domnul rege, trebuie să faci o cerere specială, să te întâlnești cu el. Serviciile de pe lângă rege se interesează, băi, cine e ăsta care îl vizitează pe rege? Nu cumva vrea să-i dea două palme? Să ne interesăm să vedem ce vrea ăsta. Se interesează de profilul tău, se interesează ce vrei să vorbești cu regele, se interesează toate lucrurile. Când constată că chiar vrei să te întâlnești cu regele, să-ți faci un selfie cu el, să fii acolo în preajma lui, îți aprobă, dar îți spune, nu ai voie să faci următoarele lucruri. Metal nu te așezi jos, nici dacă ți-e rău.
Nu te atingi jos, nu întinzi tu mâna, el trebuie să întindă mâna, dacă vrea, spre tine. Îți spune protocolul întâlnirii cu regele. După ce spune protocolul, îți spune, ai voie să spui următoarele întrebări și trebuie să spui întrebările care le spui. El îți va răspunde sau nu. După ce te pregătești o bucată de vreme bună, bună, te pregătești, te verifică, îți spune la data cu tare, ai 2 minute întâlnirii cu regele. Te duci acolo, te întâlnești cu regele, faci ce ai învățat să faci. Pui întrebările care știa dinainte regele că le pui. Discuți cu el cât, faci o poză care să o înrămezi, să o pui pe holul casei tale și după aceea viteză, ai plecat de acolo, te-ai întâlnit cu regele și ții minte toată viața, poți să nu te speli pe mână dacă o dat mâna cu tine, cu tine ca să ții minte lucrul acesta și cam atât ai tot. Și în fiecare zi tu, unul din cei 8 miliarde de oameni, ai ocazia să tastezi codul în numele lui Iisus Hristos, să intri în sala tronului Harului Dumnezeu și să stai de vorbă cu Cel ce conduce Universul. Măriile Domnului! Și nu o faci. Și n-ai timp de asta. Și te plictisești, nu-i așa? Rugăciunea este modul în care te decompresezi. Vreți, nu vreți, credincioși fiind, și noi ne panicăm. Și noi ne stresăm. Ne gândim ce o să fie copiii noștri. Ne gândim la curentele moderne care intră în școli cu profesori plătiți de la stat care să-i învețe pe copii și ce va fi cu ei. Nu ai ce face. Poți să contribui cu ceva. Dar ce frumos este ca părinte, ca bunic să intre în sala tronului de domnia unuia care știe deja sfârșitul. De aia și-o permis scrie Apocalipsa. Apocalipsa e carte de final. Noi nu știm ce va fi mâinii poi mâinii, dar Apocalipsa prezintă, eu știu finalul, ce se va întâmpla la final totul. Ei, vii în fața lui și începi să-i povestești, Doamne, vreau ca la finalul ăla să fie și copiii mei și să fie mântuiți și să rămână în picioare, Doamne, nu să târâiască înaintea ta, să umble târâși, să fie în picioare, Doamne. Ei bine, vii din sala tronului mulțumit că ai stat de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu îți transmite, sunt gata să te ajut. Și încep să-i vezi urmele că-i lângă tine. Încep să vezi îngerii cum lucrează. Nu-i vezi, dar le vezi lucrarea. Pentru că împrejurul tău începe să se țese o pânză a credinței pe care Dumnezeu ți-o oferă în baza rugăciunilor pe care le-ai făcut. Vorbeam aseară, Domnul spunea că există o lege, nu aveți, nu pentru că n-am sau nu vreau să vă dau, pentru că nu cereți. Și cerința este forma în care ne rugăm înaintea Domnului. De aceea panica și stresul, stimații mei, nu rezolvați cu medicamente, cu antidepresive, rezolvați cu multă rugăciune. Doamne ajută! Folosiți rugăciunea. Rugăciunea, cu toate că conține poziții, te poți ruga în picioare sau pe genunchi, cea mai grea rugăciune este cea în picioare. Știți de ce? Pentru că când te rogi în picioare trebuie să... Dierți, nouă ne convine pe genunchi. Ori din punctul ăsta de vedere, fiind în picioare, trebuie să te rogi, poți să te rogi cu fața la pământ. Rugăciunea conține poziții, dar nu este numai o poziție. De aia Biblia spune, rugați-vă neîncetat. Te poți ruga la volan, te poți ruga schimbând pampersul la copii, te poți ruga făcând supa, te poți ruga în adunare, poți continua, pentru că tu ești un templu umblător al Duhului Sfânt. La asta ne-a onorat Dumnezeu. Asta ne urmează. Când a turnat Duhul Sfânt peste noi, Duhul Sfânt face din noi temple umblătoare prin lumea asta, în care face slujbă și Duhul nostru se unește împreună cu Duhul Sfânt făcând slujbă. Ce interesant, până la toată urma spui, băi, am 50 de ani, Duhul Sfânt lucrează în mine, dar încep să-ți cârțe încheieturile, încep să n-auzi de o ureche, încep să nu poți vedea din ochi, ai aștepta ca Duhul Sfânt să plece, să lese... Nu. Și la 80 și ceva de ani, Duhul Sfânt continuă să facă slujbă. Slăvit să fie Domnul! E o onoare pe care ne-o dă Dumnezeu și pe care de foarte multe ori nu o folosim. Însă, asta e modul în care Dumnezeu știe să onoreze și trupurile noastre. De aceea rugăciunea rămâne soluția. Ultimul aspect pe care l-am discutat, am vorbit despre ura împotriva Domnului. E normal ca ura aceasta să se manifeste. Nu uitați că pământul acesta e ocupat abuziv de cineva care a fost exilat din cer. Numai câteva ferestre către cer, cartea Apocalipsului și alte cărți, prezintă splendoarea de acolo. Mie mi-ar fi plăcut mai mult să văd cum e în cer, dar e foarte interesant că Dumnezeu nu povestește. Ne dă doar niște ferestre și ne arată cam cum e pe acolo și atâta tot. Însă este cineva care a fost de acolo
și care a fost alungat de acolo jos. Și atât e de supărat că a fost alungat de acolo, că nu mai vrea să lasă pe nimeni să ajungă unde a fost el, de unde a fost el fugărit. Ăla e scopul diavolului. Pentru că Dumnezeu, prin mântuirea pe care ne-o acordă, ne promite că ne duce acolo de unde a fost el alungat, diavolul. Și diavolul de atunci se luptă să nu mai ajungă în ciuda lui, să nu mai ajungă nimeni acolo. Și lupta asta e cu fiecare dintre noi, cu fiecare tânăr, cu fiecare femeie, că în Hristos a murit, n-a murit numai pentru lumea creștină, au murit pentru toți oamenii, ca toți să ajungă acolo. Cum păcatul a distrus ființa umană, jertfa lui Hristos e tot suficientă pentru întreaga omenire. De aia ne-și trimite, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură, că am loc pentru toți. Mai. Faptul că noi pocăiții suntem salvați și mântuiți, dar nu mai spunem la nimeni, pentru că deși sunt cei mai mulți la facultate pe un singur loc, nu? Nu, este loc pentru toți, Doamne ajută! Spuneți-le și la ceilalți, este loc! Numai că noi vrem să păstrăm pentru noi. Dacă ar fi locuri limitate, mai spui la copilul tău, mai spui la neamul tău și tăcem din gură, că locurile sunt limitate. Hristos a murit pentru toți, Doamne ajută! Ori dacă aveți ce oferi, de ce nu prezentați lucrurile astea? Și de aia mărturia creștină trebuie să existe, că există loc și pentru noi acolo. Împotriva noastră care știm că avem un loc prin credința în Hristos. Și credința aia trebuie păstrată până la sfârșit. Este cineva care luptă și pentru că nu-l mai poate atinge pe Dumnezeu, indiferent ce ar face, se atinge de copiii lui. Pentru cei care sunteți părinți, când copiii voștri au temperatură sau durere, știți ce înseamnă. Vă vine să luați durerea, temperatura, suferința să o purtați voi, dar să nu suferi el. Ori diavolul știe, câtă vreme poate să mă chinuie pe mine, mă poate face pe mine să cad în păcat, mă poate face pe mine să-mi clatini credința, suferi tata. E singurul mod de a-l atinge pe tata. E singurul mod de a-i face în ciudă celui care l-a aruncat din cerul jos. Deci ori de câte ori te prostești să minți, să înșeli, să disprețuiești, el nu are treabă cu tine, că tu nu ești nesemnificativ ești pentru el. El lovește în tatăl tău și tu îți permiți câteodată să colaborezi cu el în a lovi pe tata. Ăsta e sensul pe care îl găsim din Scripturi. Și dacă ești atent, le poți vedea. Dacă ești atent, le poți vedea. Ăsta e sensul pentru care diavolul lovește în tatăl, că nu poate atinge altfel. Dar când reușește să facă să sufere vreun copil de-a tatălui, inima tatălui plânge. Ori, stimații mei, lumea aceasta va tolera orice, nu va tolera numele lui Iisus Hristos și credința în Dumnezeu. De aceea va fi din ce în ce mai greu de menținut mărturia creștină, de a depune mărturie pentru Domnul. Ori de câte ori suntem înaintea Domnului și avem ocazia să mărturisim despre Domnul și nu o facem, noi dăm un examen. Spune Sfânta Scriptură, Matei, capitolul 10, cu versetul 32, în felul următor. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iată un răspuns al Domnului vis-a-vis de atitudinea noastră. Și care, atenție, nu-l bazați pe baza iubirii. Dacă eu nu-l mărturisesc, oricum el mă iubește. Nu, sunt niște lucruri pe care Biblia le arată foarte clar. Dacă eu mă laud cu numele Domnului, cu mântuirea Lui, cu salvarea Lui, dacă eu spun iubesc pe Domnul din toată inima mea și Tatăl Ceresc primește mărturia Fiului Său, da, mă recomand cu El, îl cunosc pe El. Vrem ca în ziua aceea să ne cunoască Domnul. Dar de câte ori îl mărturisim noi? Pentru că nu uitați că va fi o zi când foarte mulți se vor îngrămădi și vă spune, Doamne, n-am făcut noi, n-am dres noi și Domnul spune, plecați de la mine că nu vă cunosc. Dar de ce oare nu-i cunoaște? Pentru că atunci când o trebuie să se prezinte, îi aparțin lui Iisus Hristos, n-am făcut-o. Le-a fost rușine cu Domnul, la școală, la facultate, la locul de muncă, pe șantier, în autobuz, în metro, oriunde a fost. I-a fost rușine cu Domnul.
Ori, iubitul meu, ca să fii cunoscut de Domnul, trebuie să-i oferi posibilitatea să te prezinte înaintea Tatălui. Numele tău să fie pomenit. Da, Tată, și azi m-a pomenit la locul de muncă. Și azi la școală a spus despre numele meu. O mărturisit numele meu. O mărturisit puterea mea acolo. Nu-i rușine cu mine, nici mie nu-mi-e rușine cu el. Îți spun numele lui. Și într-o zi te vei prezenta acolo. Și vei spune, mă numesc cu tare, te știu. Te știu de pe ogor. Te știu de pe șantier. Te știu din stradă. Mi-ai mărturisit numele meu. Te cunosc. Să ne ajute Domnul să fim cunoscuți. Amin. Stimații mei, în lumea aceasta dificilă, cu timp scurtat, cu panică și stres din cauza veștilor de războaie și au războaie care vor mai începe și care sunt în derulare, cu viitorul incert, cu prognoze din ce mai dificile din punct de vedere sanitar, cu ura împotriva numelui Domnului și totodată culoar pentru tot felul de filozofii și idei ciudate. În această lume există oameni care sunt biruitori. Oameni care vor birui la diavolul acasă. Asta e problema, vestea bună a Evangheliei. Sunt oameni care îl vor birui. De aceea Sfânta Scriptură spunea într-un text biblic, eu l-am citit data trecută când am fost la dumneavoastră, din care am predicat, Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 11, spune așa, ei l-au biruit, sau începem de la versetul 10, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ei l-au biruit. Stimații mei, în lumea aceasta există oameni care biruiesc. Dacă veți citi cu atenție cartea Apocalipsului, în mod special mesajele Domnului adresate bisericilor, toate premiile, făgăduințele și cununile sunt date doar biruitorilor. Nu există premiul 2, premiul 3, mențiuni de consolare nu există. Nu există. Bă, te-au păcălit ăștia, te-au fentat, ți-au luat 5.000 de lire sterline, te-au lăsat în drum și asta este. N-ai mai venit la adunare, te-ai supărat. Dumnezeu n-are să-ți dea premiu întâi ca lui Petru sau lui Pavel, dar o să-ți dea un premiu de consolare că totuși ai pierdut niște bani. Nu există. Nu există. Logodește cineva cu tine, domnișoară, și la un moment dat consideră el că nu mai este potrivit. Te lasă în drum, cu toate că alți băieți au vrut să vorbească cu tine, te lasă în drum să duci și-și faci nunta în România și-și trimite și poză cu nireasa lui. Ce faci? Tragi perderile, închizi totul, nu se mai poate. Nu, nu. Biruitorii sunt oameni care pierd bani, care au decepții, dar care se ridică pentru că au deprins o cunună. Doamne ajută! Foarte mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să fiți găsiți în poziția asta, să fiți dezamăgiți, să fiți prostiți de cineva care s-a crezut deștept. Și la un moment dat ești dezamăgit, nu-ți mai place biserica, rugăciune, arunci totul din cauza unei persoane. Dar ai uitat că ai deprins o cunună? Că Dumnezeu te-a chemat să fii biruitor. Biruitorii sunt oameni care au problemele lor, dar se ridică și au o mentalitate de biruitor. De-aia v-am spus aseară, lucrul ăsta trebuie să-i învățați și pe copiii voștri. Pentru că foarte mulți dintre ei se opresc la un lucru și stau acolo. Uită că el e chemat. Se spune că în timp ce se antrenau pentru atletism în Grecia antică și în Roma, atleții făceau antrenamente grele. Alergau pe nisip, pe plajă, pentru că e foarte greu de alergat când scăpau pe pista de alergare, care era un teren mai bătătorit, să plece ca racheta de pe loc. Nu numai atât, unii dintre ei luau și ruzași de pietroaie în spinare alergând pe plajă. Pentru ca să fie, când scăpau liber numai ei, să poată câștiga. Numai că mai apărea ceva, după ce s-a antrenat cu greu pe nisip, după ce s-a antrenat cu rucsaci în spinare, când se puneau pe linie de start să alerge, bogații Romei aruncau cu monede de aur pe pistă. Mulți dintre ei, cu antrenament greu, cu rucsaci cărați în spitare, cu picioarele umblate numai prin nisip ca să câștige premiul, se opreau să culeagă monede. În timp ce ei se opreau să culeagă monede, alții treceau viteză pe lângă ei și câștigau premiul. Stimații mei, cam asta se întâmplă și la noi.
Te antrenează Dumnezeu cu greu prin anumite situații dificile în care treci, cu găsirea unui loc de muncă, cu anumită situație, cu anumite cu oameni ciudați din prejurul tău. Te antrenează ca să poți câștiga premiul. Și la un moment dat se ivește o problemă în comunitatea unde ești tu. Ți se aruncă un ban de aur jos. Și deodată stai și te apleci până te-ai plecat tu după el. Te-ai plecat de la situația respectivă și spui, dar mie să-mi fac așa ceva? De el nu-i pocăit? De el nu-i credincios? Dar cum poți să fac el așa? Uite așa bine faci. Așa bine. Tu ce-i să faci? Ai să rămâi acolo? Da. Mulți stau lângă banul lor de aur. Mulți rămân încadrați în timp, acolo. Și când îl întreb, frate, dar ce s-a întâmplat? Să spun, s-a întâmplat am 5 ani. Era primăvară afară. Îți spune totul. El nu mai trăiește acum. El trăiește în momentul ăla când i s-a aruncat banul de aur. El acolo e oprit. Nu mai știe nicio cunună, nu mai știe niciun premiu, pentru că el are problema lui. Ori, stimații mei, mentalitatea de biruitor este o mentalitate care îl face să uite la țintă, nu la problemele de pe lângă. V-am vorbit aseară, în primă fază, ce înseamnă un biruitor. Un biruitor ține credința lui Iisus. Am specificat foarte clar, nu folosesc sectagma asta în Iisus, pentru că e foarte uzuală. E foarte uzuală, pentru că o grămadă de pușcăriași cred în Iisus. O grămadă de hoți cred în Iisus ca să-i păzească, să nu-i prindă. O grămadă. Am subliniat textul din Apocalipsa, care spune că credința lui Iisus, pentru că credința pe care a adus-o Iisus este o credință în Iisus însoțită de pocăință. Adică, dacă spui că crezi în Iisus, îl și urmezi pe El. Nu crezi în Iisus și îți vezi de treaba ta. Îl urmezi pe El. Niciodată Domnul Iisus n-a spus, credeți în mine și faceți ce vreți. Ci dacă vrea cineva să mă urmeze. A crede în Iisus înseamnă a-L urma pe El. Și a-L urma pe El înseamnă trăirea unei pocăințe autentice în fiecare zi. De aceea e important pentru noi să avem această credință care îl urmează pe Iisus. Pe mine mă interesează ce vrea Iisus. Trebuie să intru acolo unde intră Iisus și dacă Iisus nu intră undeva, nu intru nici eu. Pe mine mă interesează ce vrea Domnul în situația asta, nu ce vrea păstorul, nu ce vrea biserica, nu ce vrea președintele. Pe mine mă interesează ce vrea Iisus în direcția asta. Și există călăuziri specifice, există călăuziri generale pentru tot, dar există și călăuziri specifice. La tine se cere lucrul acesta. Fii foarte atent la această călăuzire, pentru că Dumnezeu te călăuzește pas cu pas. Ori a avea credința aceasta și a-L urma pe Domnul presupune o creștere în maturitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De lucrurile acestea am vorbit aseară, acum aș vrea să vă vorbesc cu o altă caracteristică a portretului biruitorului. Și anume, atent la înșelare. Sfânta Scriptură spune în textul pe care l-am citit eu și vor înșela pe mulți. Se vor cula mulți Hristoși mincinoși și vor înșela pe mulți, mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Dacă diavolul oricum nu te-a putut opri să cauți calea cea dreaptă și să o găsești în Iisus Hristos, că numai El mântuirea, cel puțin pe cale, măcar să te înșele. Măcar aici să te păcălească. Și Biblia spune că nu ne păzește Domnul de treaba asta. De prorocii mincinoși trebuie să ne păzim noi. Doamne, dar nu l-ai putut opri undeva? Un cui în cauciuc și nu mai vine aici. Nu. N-are niciun cui în cauciuc. Vine direct la tine. Că tu trebuie să fii capabil să te păzești de prorocii mincinoși. De aceea textul biblic pe care l-am citit eu aici spune versetul 4, drept răspuns Iisus l-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Asta e treaba ta. Nu da vină pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu m-ai ocrotit? Nu. Tu trebuia să bagi de seamă. Ori din punctul acesta de vedere, frații mei, trăiți un moment în care sunteți susceptibili înșelării. Și foarte important pentru voi să fiți atenți. Verificați toate lucrurile. Verificați-le. Sunteți chemați să verificați. Nu vă luați după predica mea de seară. Verificați-mă pe mine în seara asta. Și nu mă verificați după zâmbetul meu și după fața mea. Verificați-mă după manual, după scripturi. Doamne ajută! Urmăriți ceea ce vorbește omul ăsta. Este în scripturi? Este în cuvântul Domnului?
Nu numai verificare din Scripturi, verifică și cine e omul respectiv. Pentru că sunt o grămadă de oameni pe care nu-i trimite nimeni, care au o viață dubioasă socială, care își lasă familia prin România și îmblă ei hui pe aici. Nu vă mai spun după ce. Întreabă-l, cine-i? De unde vine? Pe vremea apostolilor se purtau scrisori de acreditare sau de împuternicire, când apostolul Pavel trimitea, primiți bine pe Timotei sau pe Tit. Primiți-l bine. Dar ce să-l primim bine? Pentru că scriu eu, Pavel, primiți-l bine. La momentul actual trebuie să existe scrisori de acreditare. De unde vii, frate? Din ce biserică? Din a lui Iisus Hristos. Care? Tiatira, Smirna, care? Cine, care e îngerul bisericii de acolo? Cine poate gira pentru dumneata? Păi să știi că eu așa, nu, domnule, care? Pentru că, scuzați-mă, vine un băiat de la dumneavoastră, de la Birmingham, de aici, și îi place de o fată de la Dumbrăveni, Suceava. Primul lucru pe care îl întreb eu, nu îl întreb de altceva, cine, de ce biserică aparține și cine e păstorul lui. Dacă el îmi spune că e biserica lui Iisus Hristos și dacă păstorul lui e Domnul Iisus Hristos, îi spun să-ți ofișeze logodna Domnul Iisus Hristos cu biserica aia care o ai tu. Dar dacă vrei să oficiezi, eu trebuie să-mi spui exact de unde ești, cine ești, să-mi spună că tu aparții de o biserică și mergi la o biserică. Pentru că nu trebuie cazul să vă spun aici, s-au mai întâmplat în alte comunități. Când el era traficant de carne vie și mai căuta carne proaspătă prin România. Avea noțiuni, ori pentru asta trebuie să ai acreditare. Dăm numele la un păstor care să gireze pentru tine, care să te știu. Foarte mulți dintre ei vin cu urtii specifică, adeverință de membru și așa mai departe. În domeniul ăsta, vă rog tare mult, ca și comunitate, aveți grijă, nu vii treceți membri pe oameni care nu știu ce fac. Că voi răspundeți. Eu nu mă duc după el, dar de pe voi vă întreb, ce caută omul ăsta acolo la voi? De ce n-ați știut de el? Băgați de seamă cine e acolo. De aceea e important, frații mei, să aparții de o comunitate. De aceea e important să vii la rugăciune. De aceea e important să te vadă fața aici. Pentru că ai nevoie de prezentarea aceasta. Nu numai în slujire, ai nevoie ca om. Ai nevoie ca și membru al bisericii, de creștere, de ceilalți de împrejurul tău. Verifică lucrurile acestea. Pentru că lupii vin îmbrăcați în piei de oaie. Verifică. Știți cum poți verifica dacă e oaie sau lup? Înțeapă-l puțin și ai vezi dacă-i behăie sau urlă. De-aia există sportul ăsta național pentru credincioși, mai înțeapă. Și ai să vezi ce urli te auzi la un moment dat, pentru că el e lup, chiar dacă avea piele de oaie care au mâncat-o mai devreme. Ori, stimații mei, e foarte important de știut lucrurile acestea. Băgați de seamă. Un lucru care e pozitiv în domeniul ăsta și pe care ar vrea să vi-l spun, frații mei, este următorul lucru, și anume, se vor ridica mulți proroci mincinoși. Din ce știu eu, în Anglia, cea mai mare bancnotă este de 50 de lire, pare mi se, nu? Bun. La 50 de lire care există, s-ar putea vreun falsificator să gândească să scoată pe piață niște bancnote false de 50 de lire. E logic să scoată false. Dar dacă cineva scoate bancnote de 100 de lire, toată lumea știe că sunt false, pentru că nu există. Spune Sfânta Scriptură, se vor ridica mulți proroci mincinoși. Pe ce bază se vor ridica mulți? Pentru că vor exista și cei adevărați. Pentru că nu are sens să scoți bancnote de 100 de lire câtă vreme nu există pe piață ale adevărate. Nu are sens să ridici proroci mincinoși dacă aia biserica nu are pe cei adevărați. Dar și în timpul venirii Domnului Iisus a sfârșitului, biserica va trebui să-i aibă pe cei adevărați. Doamne ajută! Întrebarea mea este, Birmingham-ul iară? Pentru că la momentul actual văd că umblăm după foarte multe lucruri. Și Sfânta Scriptură, dintre toate darurile spirituale, dacă o să citiți cu atenție în Corinteni, ne spune să căutăm darurile cele mai bune, dar mai ales să... Pentru că nu există nimic care zidește biserica mai bine ca profeția. Nimic nu există. Există darul de a vorbi despre înțelepciune, despre, dar nimic nu zidește biserica și nu-i mai la îndemâna bisericii de zidire ca profeția. Dar de ce nu le avem? Pentru că nu suntem pasionați.
Întâlnesc tineri care îi spun, frate Virgiliu, eu vreau să-mi iau o mașină. Îmi spune marca, îmi spune tapiseria, îmi spune capacitatea cilindrică, îmi spune culoarea, nu are niciun efect la performanțele mașinii, culoarea. Îi spune o grămadă de lucruri. Atâta caută pe toate site-urile, până după vreo 2 ani în prezent, frate Virgil, vezi mașina asta? Culoare, capacitate cilindrică, tapiserie, totul e așa cum am vrut eu. Uite-o, o am. Pentru un hârb de mașină, 2 ani de zile, am navigat pe toate site-urile și o găsesc. Pentru daruri spirituale, cât ai insistat? Bun, aia o ai. Pentru daruri spirituale, că Duhul Sfânt le are. Ori, frații mei, nu-ți dă Dumnezeu daruri pe care nu li dorești. Fraților, m-am trezit azi noapte că am primit un dar. Nici nu știu ce fac cu el și nici nu-s bucuros. Păi cine investește daruri într-o ființă care le abandonează pe loc? Dacă dorești un lucru, dacă ceri un lucru, dacă cauți un lucru, Dumnezeu ți-l va da. Dacă nu, nu-l vei avea. Și la momentul actual, după cum vedeți, există un trend de a nu dori așa ceva. A dori bani, a dori poziție, a dori mașini, a dori case, a dori cifre de afaceri, dar nu daruri spirituale. Și din cauza aceasta nici nu sunt. Nu pentru că Dumnezeu n-are. Știi ce-i trist, frații mei? Că într-o zi cu cifre de afaceri, cu mașină, cu tare vom fi pradă unor proroci mincinoși. Unor oameni care vor ști psihologie, vor fi influențați de duhuri malefice, vor ști lucruri din trecutul tău și îți vor lua banii și mașinile și tot celălalt, pentru că n-ai avut discernământ spiritual. Am întâlnit comunități mici, de oameni mai în vârstă, nu școlați, nu pregătiți, dar care aveau daruri. Și la un moment dat, pentru unul dintre ei spune, ascultă poporul, iată, în mijlocul tău vor veni 2 soli, dar nu eu i-am trimis. Vegheați! Din momentul ăla, toată comunitatea aceea era atentă. Dacă eu cu fratele Cornel mă duc în comunitatea aceea, frate se întreabă, nu sunt ăștia cei doi? Deci, numai lucrarea aceea îi face să fie vegheatori. Vine președintele cultului cu alea, oi, nu sunt ăștia doi? Într-o zi apar 2 frați, care încep, vrem să vorbim cu tare, eu, frații din aproape, îi cercetează, găsește câți de la mormoni. Că au venit și ei acolo, să prind amvonul, să intre așa. Și frații cu descoperire de multă vreme vegheau și tot îi bănuiau pe unul și pe altul. Dar eu uite, acum i-au găsit. De ce? Pentru că lucrurile astea s-au rezolvat simplu printr-o simplă descoperire venită prin cineva. Știți că lucrurile astea te pun în gardă? Pentru că este descoperire. Pentru că Dumnezeu a dat-o. Câți dintre noi suntem pregătiți să lucrăm în domeniul ăsta? Foarte mult s-a pierdut, frații mei, pe situația asta. Tot cei ce lucrează în poporul Domnului și în mod special cei cu darurile, ca să nu vorbesc și cei cu darul de conducere, sunt asemănați în Sfânta Scriptură cu străjeri, care sunt pus pe ziduri să vadă ce se întâmplă în întuneric. Străjerii sunt oameni care văd. Nu-i pui pe cineva să te păzească pe ziduri care vede cu un ochi și alălalt vede 50%. Și-l pui străjer. Că oricum n-ai unde îl pune. Nu, nu. Pui străjeri oameni care văd în întuneric foarte bine, care sunt foarte vigilezi, care își aud foarte bine. Și oamenii aceștia sunt aleși din cetate și puși pe ziduri. Într-o mână au scutul și într-o mână au sulița și sunt foarte atenți la ce se aude. Și dacă la un moment dat se aude ceva și vede ceva, el pune mâna pe goarnă și începe a suna. Toată cetatea se trezește și se pregătește să apere pe bază la ceea ce a văzut el. Cam ăștia sunt prorocii, slujitorii și cei ce conduc biserica. Sunt străjeri puși pe ziduri. Dar cei din cetate, la un moment dat, se cam plictisesc. Spune, domnule, stau toată ziua pe ziduri ăștia. Ia-i să luăm noi niște bolovani să încercăm să-i nimerim. Și iau bolovanii insinuărilor, iau pietrele bănuielilor, și au tot felul de lucruri și încep să lovească în proprii lor străjeri. Asta e un sport național în toate comunitățile. Dacă te alegi în comitet, te alegi de țintă primată. Să vedem, îl nimerim capul, îl nimerim, oare? Începem să vorbim de nevasta lui, de copiii lui, de tot ce, de darurile lui, de predicile lui, de tot. Dă-i cu bolovanii în el. La un moment dat, străjerul nu se mai uită în față. Străjerul întoarce scutul
și se păzește de frață lui, care îl bubui cu vorbe și cu tot felul de insinuări. În timpul ăsta el se uită peste Iumir și vede că împotriva fetei tale s-a făcut un plan din partea celui rău să-ți ia fata din adunare și să o ducă în lume. Și spune, ascultă poporul, iată ce ai ascultă, băi, bum, bum, s-aud în scutul lui. Câți vin? Vin mulți. Câți, băi? Nu pot să vă spun exact, îmi bubui scutul, grozav. Îmi bubui scutul. Și la un moment dat, nu mă vezi cu o fată, un băiat, nici nu știi de unde, pleacă spre surprinderea părinților, se duce în... Păi, dar cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Dumnezeu nu face niciun lucru fără să nu descopere slujitorilor săi proroci. Dar dacă prorocii sunt bubuiți, n-au timp să vadă exact. În foarte multe comunități e aceeași situație. Am observat în comunitățile în care frații din biserică au spus, domnule, ăsta e slujitorul nostru. Până una alta, noi stăm împrejurul lui să-l apărăm. Ăsta e un vas al Domnului care are daruri. Stăm să-l apărăm, soția lui, copiii lui, noi pentru el ne rugăm. Acuratețea acelor lucrări a crescut foarte mult. Pentru că oamenii se uită în întuneric pentru tine. Oricum, dacă mă pune pe mine, nu pot vedea ca ei. Dar el e acolo, pus de Dumnezeu, să vadă și să-mi spună. Când eu mă ocup și-l apăr pe direcția asta, acuratețea, exactitatea crește. Pentru că, dacă citiți cu atenție Biblia, spune Scriptura, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați totul și păstați ce este bun. Până nu-i totul bun? Nu. Darul Duhului Sfânt este perfect. Lucrarea Duhului Sfânt este perfectă. Omul prin care se manifestă darul și Duhul Sfânt nu este perfect. Poți să-l prinzi într-o anumită ipostază de nervozitate, care și-al problemele lui. Poți să-l prinzi într-o stare de iritabilitate, are și el iritările lui. Și manifestarea darului prin el nu este perfectă. De-aia credinciosul trebuie să aibă maturitatea să cerceteze totul și în lumina ungerii interioare să păstreze ceea ce e bun, că nu totul s-a putea să fie bun. De-aia nu vă așteptați la profeții 100% exacte și precise, pentru că manifestarea biblică îți permite că există o marjă de eroare. Ori din punctul acesta de vedere, ca eroarea să fie cât mai minimă, biserica trebuie să-și recunoască slujitorii și să fie lângă ei. Doamne ajută! Altfel, tot bubuindu-se în scut, la un moment dat se dau jos de pe turnuri. Eram undeva la o conferință în Spania și mai multe biserici s-au organizat să facă o sărbătoare acolo. Și la un moment dat, corurile reunite din zona Madridului au început să cânte și la un moment dat s-au oprit corurile și au început un solo. Un solo aproape perfect. O doamnă, o soră, cânta excepțional. Am remarcat-o. Ca la sfârșitul slujbei să mă duc să o apreciez pentru slujire. N-am apucat să o apreciez eu, că a venit ea la mine, am predicat în seara aceea de responsabilități, de daruri și de faptul că Dumnezeu ne va întreba de slujba noastră. Și doamna aceasta, sora aceasta a venit la mine și a zis, frate Virgil, am fost foarte marcată de mesaj. Zic, eu am vrut să vă apreciez pentru solo deosebit, da. După ce m-am pocăit și m-am întors la Domnul, Dumnezeu mi-a dat un dar de profeție în urma rugăciunii. Și am început să am, din partea Domnului, revelații. Am început să văd anumite lucruri. Am început să le spun, dar au început oamenii să facă mișto de mine. Au început să râdă de mine. Și mi-am dat seama că e riscant, în poziția mea e riscant. Și atunci am spus, voi lăsa eu pe seama altora treaba asta și eu mă voi duce să excelez în muzică. Am făcut canto, ore de canto, am o voce. Totdeauna când se alege solo la asemenea conferințe, totdeauna numele meu este specificat și rămâne totdeauna în capul listei. Pentru că lucrez la voce, în fiecare zi fac repetiție. În seara asta, după ce ai predicat dumneatale, îmi dau seama că Dumnezeu nu m-a întrebat de cât canto am făcut și ce soluri am cântat, ci Dumnezeu m-a întrebat unui darul pe care mi l-a dat ca cu el să slujesc Domnului. Cum pot să capăt înapoi darul meu? Zic, soră, nu vă pot ajuta, nu vi l-am dat eu? Nici nu știu unde l-ați îngropat, ce ați făcut. Mergeți la cel ce v-a dat darul și întrebați dacă se mai poate da vreun replay ceva. Dacă se mai poate găsi ceva, că eu nu vă pot ajuta. Stimații mei, foarte mulți oameni, dacă stai să discuți cu ei în urma stăruinței, în rugăciune, au primit impresii profunde, vedenii. Unii au avut visuri chiar.
dar le-au abandonat ca la modă să alte lucruri. V-a șugat tare mult. Biserica suferă de pe lipsa darurilor spirituale. Darurile spirituale sunt informații pe care Dumnezeu ți le dă, la care nu te-ai gândit, dar sunt informații pe care le poți verifica și sunt reale, prin care Dumnezeu transmite mesaje la care nu ai cum altfel să ai acces. N-ai cum să le știi altfel. Dar pentru că noi am devenit foarte la nivelul ăsta, nu mai suntem folosiți în domeniul ăsta. Ori Sfânta Scriptură vine și spune că problema importantă a vremii din urmă va fi înșelarea. Cel mai trist cuvânt din textul pe care l-am citit este următorul. Vom începe de la versetul 11. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va... Deci mulți. Mulți proroci mincinoși înșeală pe mulți, dragostea celor mai mulți se va răce. Pun întrebarea, câți mai rămân? Fiecare spune, noi rămânem. Să dea Dumnezeu. Dar problema este că mulți vor fi înșelați de sistemul ăsta. Ori, stimații mei, ești pregătit pentru înșelare? Verifici totdeauna? Pentru că văd astăzi o lejeritate, așa, când ne convine ceva, suntem gata să înghițim. Nu, nu, nu. Verifică totdeauna. Spune Sfânta Scriptură că Apostolul Pavel a fost cel mai erudit. Împărații erau la curent cu CV-ul lui. Învățase la picioarele lui Gamaliel, avea o cunoștință de plină și chiar unul dintre împărați spunea, Pavel, prea multă ta învățătură te face să vorbești așa. Adică sunt la curent cu studiile tale. Și cu toate acestea, când Apostolul Pavel intră în Berea să vestească Evanghelia, iudeii de acolo nu s-au uitat că e Pavel, nu s-au uitat că a învățat la picioarele lui Gamaliel, nu s-au uitat că avea toate darurile spirituale, nu s-au uitat că a fost răpit până la al treilea cer. Nu s-au uitat că a avut niște descoperiri pe care nimeni nu le-a mai avut. Ci în fiecare zi îl verificau pe Pavel dacă ceea ce a spus este după Scripturi. Și doctorul Luca, care a scris Cartea Faptelor Apostolilor, m-aș fi așteptat să spună acolo, cei din Berea erau mai circumspecți, mai neîncrezători. Îl verificau pe Pavel în fiecare zi să vadă dacă ceea ce a spus este după Scripturi. Nu, nu, cei din Berea aveau o inimă mai aleasă, că verificau. Te-a șugat tare mult, verifică. Asta presupune și veghere. Dacă vreți să aveți slujitori de calitate, vegheați. Eu când am preluat pastorația la Dumbrăveni, în urmă cu 27 de ani, știu că după ce am preluat, au venit la mine un reprezentant sau mai câțiva reprezentanți sau unui frați bătrân din biserică și mi-a spus, frate, păstor, nu știu unde vrei să duci dumneata biserica, dar noi suntem pe urmele tale, vom veghea. Când eu am împrumutat bani, ei au verificat dacă i-am dat și înapoi. Când eu promiteam ceva, ei verificau dacă m-am ținut de promisiune. Deci tot ce făceam eu, ei verificau în spatele meu. Bă, câteodată mă supărau și pe mine, văd, ăștia n-au treaba lor, n-au neamurile lor, n-au ce să verifice tocmai pe mine. Dacă actualmente pot veni la dumneavoastră să predic fără coz, în timp ce alții mai buni ca mine nu mai au acces la amvonul dumneavoastră, nici la alte amvone. Este din cauza oamenilor care m-au verificat. Nu mi-au permis să fiu neserios de la început. Nu mi-au permis să promit și să nu mă țin de promisiune. M-au învățat cu disciplina, pentru că m-au verificat. E așa că te enervează când te verifică ăștia unde ai fost duminic seara? Vezi de treaba ta! Bun, n-ai să ajungi niciodată calificat. Pentru că nu permit să fii verificat. Unul dintre lucrurile în care au căzut unile din apologeți, ca să nu vă spun numele, este că n-a fost verificat de nimeni, nici n-a lăsat să fie verificat. Mă, dar verifică! Frate, te rog să mă verifici. Întreabă-mă! Unde am fost, ce am făcut, de ce stau de vorbă, cu cine stau? Verifică, fratele meu, ca să nu fii înșelat. Și Biblia îți dă voie la lucrul acesta. Nu e supărăcios pentru nimeni, pentru absolut nimeni. Ba chiar ne protejează pe toți ceilalți. Doamne ajută! Amin. Asta vă vorbesc numai din punctul meu de vedere, dar și dumneavoastră. Nu puteți fi calificați pentru o slujbă serioasă. Nimeni nu pune pe baza voastră niște daruri grozave dacă nu vă supuneți verificării. Pentru că n-are sens să investească Dumnezeu
niște lucruri grozave într-un om care va da cu totul de pământ la un moment dat. Următorul aspect pe care l-am subliniat este: fii atent la înșelare. Verifică absolut tot ce vezi și tot ce auzi. Pune întrebări suplimentare chiar dacă asta deranjează. Verifică situația familiară a persoanei respective. Verifică. Nu te lua după zvonuri, după una, după alta. Verifică. Cere păstorului tău să verifice anumite date. Într-o zi au venit la mine doi părinți îngrijorați cu un băiat tânăr îndrăgostit. Se vedea după el că e îndrăgostit. Râdea și la bec, așa, singur. În părinții lui îmi spune: mie, frate păstor, uite, îl vedeți? E îndrăgostit de o fată din cutare loc. Vrea să se căsătorească, dar noi nu știm ce cu fata aceea. Nu cunoaștem. Pun și cine, unde-i fata? Mi-a spus biserica, știam păstorul, pun mâna pe telefon și îl sun pe păstorul respectiv. Frate păstor, este la mine aici în casă niște părinți și cu un băiat îndrăgostit de o fată la dumneata de acolo. Nu trebuie să explic eu, că se vede că e îndrăgostit, nici n-ai precușini vorbi cu mai mult cu părinții. Spune-mi ce fată e aceea. Păstorul ăla, fiind un băiat pocăit, mi-a spus: frate Virgil, de fata asta de rău n-am voie să vorbesc, bine n-am și să-ți spun. Și în momentul ăla le-am transmis la părinți răspunsul ăsta cordial, amical: spuneți la băiatul vostru să-și ia zâmbetul ăla, să duc să caut o fată serioasă și să termine cu îndrăgosteala, că nu-i de el lucrul acesta. Și s-a rezolvat problema. Altfel era căzut în plasa unei femei păcătoase, ca să nu vorbesc mai mult, care era strecurată printre noi, care... Dar păstorul respectiv, prin felul lui, mi-a transmis ce trebuiește. Și am transmis la părinți. Părinții l-au lecuit, l-au tratat, l-au lecuit, l-au reorientat, dar altfel avea un copil nenorocit. Șansa lor a fost că am verificat, frații mei. Știți câți tineri sunt nenorociți așa? Dar îl iubesc! Da, iubitul ăsta trebuie verificat. Dar simt că de la Domnul, trebuie verificat. Dar am descoperit, trebuie verificat. Amin? Amin. Frații mei, s-ar putea să nu vă convină ceea ce vă spun eu. Nu-mi convine nici mie, s-ar putea de acum să mă verificați tocmai pe mine. N-am nicio teamă. Îs pregătit pentru asta. Dar v-aș ruga tare mult ca să nu văd o grămadă de oameni decepționați. Băi, și păstor, băi, și proroc, băi. Și mi-a luat banii și nu mi-a dat înapoi. Băi, ai verificat? Sau ți-a plăcut proroșia? Ascultă, bărbatule, de multă vreme caut unul ca tine. Tu ești în adunarea asta singurul care ții adevărul meu. Băi, și m-a nimerit. Eu-s. Frate, n-ai să-mi dai 2000 de euro. Cum să nu mă duc și împrumut pentru tine, măi? Și la un moment dat te trezești fără 1000 de euro și constați că te-o fiantat. Pentru că ți-a plăcut ce ai auzit, nu? Frații mei, fiți foarte atenți, nu vă lăsați înșelați, verificați că o să vă doară șalii până recuperați aia 2000 de euro, de lire înapoi. O să vă doară șalii și capul. Și ceea ce-i mai trist, o să-i acuzați și pe proroci adevărați că tăți sunt la fel. Nu puneți în aceeași oală. Nu-i nimeni vinovat că n-ai verificat, că n-ai întrebat de unde-i ce statut are în biserică, dacă este respectat sau nu de biserică. Fiți foarte atenți, mulți ăia vor fi înșelați. Orice școală costă. Câteodată sunt școli care costă mai mult la unii. Însă, după ei se merită plătite. Important este să înveți, Doamne ajută! Amin. Biruitor este un om foarte atent, foarte circumspect. Veghează, verifică totul. Apoi ține dragostea fierbinte. Spune Sfânta Scriptură că dragostea este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și ceea ce e frumos, Duhul Sfânt când toarnă, noi toarnă acea dragoste agape, a scării surse este Dumnezeu. Când iubești pe oameni și nu știi de ce. Efectiv, noi n-ar merita, Domnule, îl iubești, ți-i drag. Când vii la pocăință, Dumnezeu toarnă dragostea agape, iubești pe toți. Sunt câțiva frați prin biserică care mai luminează ei așa. Îl iubești pe fratele Cornel. Da, Domnule, un om al lui Dumnezeu. Iubesc pe ăsta care... Las că te luminezi, eu îți spun eu cine e Cornel.
Îți spune, pe cine mai ai tu stimat așa? Pe cutare, te luminezi privitor la ăla. Sunt câțiva care iluminează pe frață, așa, nu creadă el chiar, începe să scoată anumite lucruri. Nu te-a pus nimic cu slujba asta. Dragostea agape te face să iubești pe oameni așa. Vrei, nu vrei, vei constata că oamenii pe care tu iubești sunt oameni cu slăbiciuni. Nu-i nimeni perfect dintre noi. Sunt oameni care se luptă să se pocăiască. Fiind în aceeași comunitate, vei avea acces la slăbiciunile lor, la nervozitățile lor, la neseriozitățile lor. Când promit și nu fac, vei avea acces. Ce faci atunci? Trebuie să-i dragostea fierbinte, că de obicei se răcește. Faci bine cuiva și îl prinzi că te vorbește de rău. Să nu spui că strigi aleluia, slăvit să fie Domnul, cineva mă vorbește de rău. Nu, nu, dragostea începe să piardă din temperatură. Piardă din temperatură. Și dragostea trebuie să fie fierbinte. Pentru că dacă nu e fierbinte, se întâmplă ceva. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 8. Scriptura spune așa. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Nu îi spășește păcate, ci acopere. Ispășirea păcatelor este doar prin Iisus Hristos. Amin. Dar dragostea acopere o sumedenie de păcate. Ceea ce presupune următorul lucru. Eu, de exemplu, într-o zi, îl iub fratele Cornel și de față cu câțiva dintre dumneavoastră îl disprețuiesc și fac mișto din el. Frații au auzit. După care, după ce au plecat toți acasă, eu mă trezesc și spun, băi, dar n-am făcut corect cu Cornel. Vin la Cornel și spun, frate Cornel, am făcut o greșeală. Nu, n-am fost veghiator, am făcut o prostie mai mare ca mine, am vorbit disprețuitor la adresa dumneavoastră, te rog frumos să mă ierți. Fratele Cornel, cum știu eu, băi, pocăit, mai iartă. Dar voi nu știți de problema asta noastră. Voi ați plecat cu păcatul meu. Bun, eu când mi-am cerut iertare lui Cornel și Cornel m-a iertat și vin înaintea Domnului, Dumnezeu mă iartă? Da, Dumnezeu m-a iertat. Problema este că voi aveți păcatul ăla care țineți minte și după 20 de ani. Eu mi-am rezolvat problema. Ca tu să poți trece peste nesâmțărea mea de atunci. Dacă nu ai dragoste fierbinte, te vei împiedica totdeauna de predica mea. Dacă n-ai dragoste fierbinte, te vei împiedica totdeauna de cântarea mea. Da, să nu, ăsta mă învață pe mine, că eu știu ce eu zis lui fratele Cornel atunci. Păi, dar sunt păcat. Nu știu, bre, nu știu eu. Dar o zis și mai și propovăduiesc la alții, pentru că dragostea nu este fierbinte. Ia verificați-vă acum. Pentru că dragostea fierbinte acopere o sumedenie de, atenție, nu îi spășește, ci acopere. Trece peste. Lucrul ăsta se folosește des în familie. De câte ori nu ți-a supărat nevastă ta sau bărbatul tău? De câte ori? Dar dragostea acopere. Că nu acopere, știi atunci când ne-am luat, că și atunci m-a enervat. Ei, nu acopere, înseamnă că o răcit. Ori dragostea aceasta pe care ne-o dă Dumnezeu nu mai pomenește greșelile. Ori în cadrul comunităților noastre dragostea trebuie ținută la nivelul ăsta, că dacă nu-i ținută la nivelul ăsta, nu avem cu cine ne lega. Pentru că nu suntem îngeri, suntem oameni, într-o zi ai acces la greșeala ta, greșeala altuia, neseriozitatea altuia și la un moment dat nu mă mai pot uni. Eu nu mai pot cânta cu tine, nu mă mai pot ruga cu celălalt, nu mai pot face cu celălalt. Bă, dar cine ești tu? Eu singurul care rămân în zonă, așa, cum spunea cineva, păcat că o să ajung în rai și o să fiu singur. De ce? Pentru că îți creezi impresia că ai rămas singurul care ții adevărul lui Dumnezeu. Ori, fratele meu, toți suntem cum suntem, Dumnezeu ne onorează și toarnă în noi dragoste care acopere greșelile celorlalți, care iartă, Doamne ajută! Amin. Dacă nu ai dragostea asta fierbinte, totdeauna vei avea cusururi la frații tăi și ei la tine. Și nu vom putea reuși să ne unim, pentru că unitatea aici se produce. O problemă a dragostei fierbinte este că iartă ca Domnul. Toți dintre dumneavoastră știu că aveți oameni în biserică și există un text care spune că dacă fratelui tău îi pare rău de greșeala sau de
ofensa care ți-a făcut-o și vine și îți spune că îi pare rău, tu să-l ierți. De când așteptăm toți? Aștept să vii să-i spui că îi pare rău, dar nu vine. Nu vine, mai e și șina încă. Și eu l-aștept să vină să spune, băi, îmi pare rău. Și am transmis undeva că eu sunt deranjat. Dom'le, nu vine. Ce faci? Stai lângă bănuțul tău? Stai lângă ofensa ta? Stai acolo și spui, las că vine Domnul Iisus? Frate, cum e? Ei, frate, cum? Cum? Bine, uite așa e. Bine, m-a nervat ăla cu tare, nu știu ce. Dar cât timp urmă, frate? Ei, în urmă cu vreo 3 ani de zile. Bun, și de atunci n-a mai trecut timp, n-ai mai cântat. Ba da, da, așa cum e, așa. Eu l-aștept în continuare. Băi, ce-i de făcut în cazul ăsta? Spune Sfânta Scriptură că iertarea noastră trebuie să fie condiționată la un moment dat de părerea de rău a celuilalt. Dar dacă nu e condiționată, ce faci? Rămâi închistat în timp acolo? Dați-mi voi să vă citesc un verset biblic, după care îmi ghidez și eu viața și o ghidez și altora care vor să fie biruitori. Că altfel rămâneți lângă bani împrumutați, altfel rămâneți lângă ofense făcute, voluntar sau involuntar, altfel rămâneți lângă o anumită situație și nu mai alergați pe a lua cununa de biruitori. Spune Sfânta Scriptură în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13, în felul următor. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Până aici e ok. Dar continuă Biblia cu o condiționare. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Bine, asta e cea mai înaltă formă de iertare. Cum v-a iertat Hristos? Dar cum ne-a iertat Hristos? Scriptura ne spune că pe dealul Golgotei, la un moment dat, Hristos a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce. Bun, dar și nu-i cerut iertare. Că poți să spui că Iisus a iertat pentru că cineva, de exemplu, sutașul, vine și spune, Doamne, ne scuzi pe tâlhari ăștia doi care avem dovezi că au făcut niște prostii mai mari ca ei, i-am pus aici, i-am legat, dar nu le-am pus cu unul de spin pe cap. Dar ții, ți-am pus și cu unul de spin și te-am lovit în cununa aia care sunt sigur că ți intră în scalpul capului și îți provoacă durere. Acum, pentru că am provocat rănile astea în surplus, te rog, iartă-ne. Și în urma acestei cereri de iertare, Domnul să spune, Tată, iartă-i, că și n-au știut ce fac. Dar a făcut cineva vreo cerere de genul ăsta? Nu. Și Domnul i-a iertat. Așa iertați și voi. Asta presupune, fratele meu, că dacă cineva îmi face mie o ofensă seara asta, nu e o idee pentru voi, dar vă presupun, îmi face o ofensă, eu sunt pregătit să-l iert, chiar dacă el n-are de gând și ce are iertare. Chiar dacă el crede că face o slujbă pentru Dumnezeu. Eu sunt pregătit în seara asta să-l iert. Pentru că vreau să prind cununa de biruitor, Doamne ajută! Altfel nu pot dormi la noapte, dar ce are cealaltă cu mine? Dar deci nu mă cunoaște cu tare, bă, dar cine-i prietenul lui? Dar să vorbesc cu el, dar n-are sens! N-are sens! Atâta să mă complic. Are sens doar să-L iert cum a iertat Hristos. Să vă spun de cazuri de oameni care la un moment dat cineva i-a avut grija și i-a zis ceva lui și din momentul ăla el a rămas lângă bănuțul lui, lângă problema lui. În timpul ăsta soția a zis, măi, dar tu mă luai din mână, mă mai plimbai. Nu! M-a nervat ăla, vine Domnul cu judecata, cu tare. Bun, în timpul ăsta cresc copiii, se căsătoresc, el nu se bucură nici la nunta la copiii lui, pentru că el l-a enervat, unul l-a supărat, unul l-a cutare, așa. Bun, trece timpul, trec zeci de ani câteodată, te duci la el și întrebi, ce frate, cum e? Bine, frate, bă, dar te văd amărât. Băi, cum e dacă în urmă cu 10 ani, uite ăsta din adunare și numai mie, la ăla, celălalt, prezintă pe toți ceilalți, uite ce mi-a făcut mie, cu tare, numai, băi, dar în timpul ăsta s-a căsătorit fata ta, nu m-am putut bucura. Dar băiatul tău, nu m-am putut bucura, că ăsta uite ce mi-a făcut mie, ce mi-a zis mie. Bine, după 10 de ani, după 10-15 ani, vine o trezire spirituală peste biserica respectivă. Singurul care se trezește în urma cercetării la viață este tocmai ăla care l-a enervat pe ăsta. Și după 15 ani, vine el și spune, băi, oameni buni, m-am trezit ca dintr-un somn. În timpul ăsta eu am fost un nesimțit. Eu mi-am bătut joc de foarte mult, dar în mod special de fratele. Și vine și cere iertare de la fratele care acum 15 ani l-a enervat, l-a jicnit, l-a ofensat. Frate, te rog frumos, mă iert. Ăsta ce să facă în plină adunare? Îl iartă. Bun,
S-a produs iertarea, dar cu 15 ani de zile ce mai faci? Cu timpul când putea zâmbi cu nevasta, să bucure la nuntă, la copiii lui, ce mai faci? O trecut. Ce bine era când l-a ofensat, el să-l ierte, și dacă după 15 ani el aș cerea iertare, spunea, frate, te-am iertat de atunci, dar eu mi-am trăit viața, slăvit să fie Domnul. Frații mei, lucrurile astea le trăiți. Unii dintre voi vreți să fiți rodnici, dar aveți niște bile de oțel după voi care nu vă lasă să vă bucurați. Sunt ofensele altora pe care nu le-ați iertat. Și nu știți să vă bucurați. Nu vă puteți bucura. Predicam pe subiectul ăsta într-o zi, într-o biserică din Italia. Știu că la urmă a venit un bărbat plângând tot în față și a spus, seara asta m-am hotărât să iert pe doi datornici de-ai mei. Păi m-am interesat și eu să văd și datornici, că spus că la un frate de-a meu din biserică, i-am împrumutat 100.000 de euro și la unul 75.000 de euro. În primul rând că am avut, am vrut să-i ajut. Le-am împrumutat banii ăștia. După care am avut nevoie de bani. Când mi-a spus că mi-i dau înapoi, i-a spus, dar ce tu în banii ăștia trăiești? De atunci m-am chinuit 2 ani de zile să scot banii de la ei. Ei sunt tot felul de concedii, schimbă mașinile cu tare, dar banii nu mi-i dau înapoi. Mă nervează la culme, efectiv. De atunci n-am mai cântat, de atunci nu m-am rugat, de atunci nu m-am mai bucurat. De atunci, efectiv, am trăit o viață stresantă. 175.000 de euro pe care am câștigat cu greu, i-am dat lui ăștia și ăștia nici nu se uită la mine. Băi. În seara asta m-am hotărât să iert, să mă pot bucura de viață. O ieșit în față, ne-am rugat pentru el și am spus, dacă nu-ți dau bani, nu mă interesează, eu vreau să plec cu cununa de biruitor, nu vreau pentru 175.000 de euro să-mi pierd cununa. M-am pornit la drum, nu să stau lângă banii ăștia. Dacă mi-i vor da înapoi, mi-i vor da, dacă nu, eu i-am iertat. M-am întâlnit cu el undeva după câtva timp în Cluj, cânta cu mâinile pe sus, bucuros. Am întrebat ce-o dată aia bani, nu mi-o dat, dar eu pot fi biruitor. Când mă uit în anumite comunități de-a noastră, frați supărați, frate, i-am dat 200 de lire, nu ne-o mai dat înapoi, tu îți dai seama? Când spune Biblia că judecata se va face prin comparație, adică voi chema pe împărăteasa din Seba care se va ridica, vor veni oamenii din Ninive care se vor ridica, adică oameni care au fost cam în aceleași circumstanțe, ba chiar mai grele și vor depune mărturie că au luat alte decizii. În ziua când tu vei spune, Doamne, n-am mai venit la adunare la Biemegem. Cum dacă mi-am împrumutat ăla 200 de lire și nu mi-a mai dat înapoi? Băi, ridică-te ăsta din Cluj, care îl știu eu. Cât avea datorie ăia doi? 175.000 de euro. Și i-am iertat. Băi, tu n-ai putut face 200 cu 200 de lire la fel? Ce-i să zici atunci? Nu degeaba Biblia spune, omul acela a amuțit. Pentru că sunt lucruri care te blochează ca să nu prinzi mântuirea. Ca să nu te bucuri de viață. Și lucrurile astea le aveți fiecare dintre voi. Ori mentalitatea de biruitor presupune că mergi mai departe. Mă deranjează când nu-și ține cuvântul. Mă deranjează când nu-și dă împrumutul înapoi. Mă deranjează când se fac nedreptăți. Mă deranjează, am acces la o grămadă de informații zilnic, aproape mă sună frați din toată țara să-mi spună. Mă deranjează, dar eu am deprins o cunună de biruitor. Nu rămân lângă problemele respective. Nu degeaba spune Biblia că Iisus Hristos va judeca lumea după dreptate. Până atunci vor fi o grămadă de șmecherii care se fac. Dar eu am deprins-o cu nună. Ce vei face? Vei intra în biserici unde vei constata nedreptate pe față. Vei constata părtinire. Vei constata simonie. Vei vedea o grămadă. Ce faci? Te oprești acolo? Sau ai deprins o cunună de biruitor? Pentru că mulți dintre voi nu sunteți pregătiți pentru asta. I-am văzut părinți care au crescut copiii și au zis, tu ești cap și nu coadă, tu trebuie să mergi înainte, trebuie să ai premiul întâi, trebuie să ai, ești cel mai bun, ești cel mai grozav. Așa au crescut copilul. Și când într-o zi a venit un părinte care a adus ceva la dirigintă și a deschis ușa cu capul, că mâinile erau ocupate cu niște țarsanale, care se le dea la dirigintă, s-a schimbat locul întâi. Nu a mai intrat el locul întâi, ci a intrat aia cu țarsanale, copilul aia cu... Știți că a făcut diabet pe loc? Face insulină de 3 ori pe zi. Cine a pregătit pe copilul ăla să ajungă în starea asta? Cine?
Pentru că nu îi pregătim să iasă biruitori, îi pregătim de premianți, de medici, de arhitecți, de scafandri, de cosmonauți, de orice, dar nu să fie biruitori. Ori biruitori trebuie să-l pregătești în viață, vor fi nedreptăți. Vor fi oameni care vor face mișto din tine. Vor fi oameni care te vor dezamăgi, chiar păstori fiind. Vor fi, tu ai de prins o cunună de biruitor. Avem mentalitatea asta? Că dacă nu o ai, în alergarea pe care o ai, tu te vei opri ca atletul să iei bănuțul de aur, să te bucuri de rotunjimea lui și de culoarea lui și dintr-o dată ai pierdut premiul alergării cerești, pentru că te-ai oprit într-o problemă pe care ai avut-o tu. De aceea, ultima condiție a biruitorilor pe care o subliniez totdeauna, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Răbdarea nu se dezvoltă la mesele de dragoste. Te servesc frații cu nu știu câte feluri de prăjituri și tu trebuie să răbzi. Toată lumea îți dă prioritate și tu trebuie să răbzi. Nu. Răbdarea se dezvoltă în situații tensionate. Și unul dintre valorile cele mai mari pe care poate le avea creștinul și definitor este răbdarea. Că dacă tu mai ai puțin până la capăt și nu mai răbzi, li trântește-te jos. Tu nu poți pui mâna pe cunună. Eu am fost înainte de a mă pucăi, am fost atlet. Am alergat la concursuri. Și dacă concursul era de 1000 de metri, de un kilometru, și eu mă oprim la 900 de metri, că nu mai alerg, vreau premiu de 900 de metri. Îmi dădea cineva premiu de 900 de metri? Nu. Premiul se dădea la capătul alergării, atâta tot. Tata, mai avem 2 metri și mă blochează acolo, efectiv. Nimeni nu-ți dă. Pentru că doar dacă alergi până la capăt. Ori ca să poți alerga până la capăt, trebuie să ai răbdare. Ca după ce ai împlinit voia lui Dumnezeu, să capeți ceea ce ți-a fost făgăduit. Dar dacă tu n-ai răbdare acum cu frații, n-ai răbdare să asculți o cântare, n-ai răbdare să asculți pe cineva când vorbește, n-ai răbdare deloc, îți sari țandura urgent. Cum ai să ai răbdare până la sfârșit, când toate tensiunile astea vor veni asupra ta? De aceea biserica este o școală în care dezvolți răbdare. Nu te învăța cu turismul spiritual. Că dacă te enervează ăștia, te duci la rugul aprins. Dacă nu te enervează ăia, te duci la altă parte. Te duci muți la Loma. Nu, rămâi acolo și dezvoltă răbdarea. Doamne ajută! Pentru că ceea ce va face ca tu să pui mâna pe cunună este răbdarea până la sfârșit. Să ne ajute Dumnezeu. Condițiile se vor acutiza din ce în ce mai mult. Dezvoltă-ți mentalitatea de biruitor împreună cu casa ta. Vor cădea pe dreapta și pe stânga. Te vor înșela. Mulți se vor lua de bleg, de fraier. Tu prinde cununa de biruitor. Doamne ajută! De aceea e important să gândești așa. Altfel vei rămâne pe traseu cu suferința ta și vrei și un premiu. Ca ta au fost mai mare ca la toți. Că fenta pe care ți-o făcut-o ție cineva este extraordinară. Dar nu noi suntem capacitați să judecăm de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Noi suntem chemați să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Că premiile sunt doar pentru biruitori. Să ne ajute Domnul la sfârșit de alergare să fim biruitori. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.